seara și bun venit la Loteria Națională, show unde primul milion se câștigă ușor. La începutul lunii februarie 2019, la postul de televiziune Prime TV, care aparține președintelui Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-a dat startul show-ului Loteria Națională. Emisiunea este rezultatul așa zisei reforme din domeniul jocurilor de noroc, anunțată în 2016 de același Vladimir Plahotniuc, pe blogul său personal. Bună ziua, domnule! Bună ziua! Ați luat, am văzut un bilet. Da. Dacă îl răzuiți aici, să vedem ce ați câștigat. Da, să vedem. Hei, să dea Dumnezeu! Câștig, domnule. Ați mai cumpărat bilete? Mai cumpărat, da. Și ați câștigat? O dată 100 de lei, o dată 70 de lei, în felul ăsta, da. Aș vrea, 200, 100 măcar de lei. E la tine. Și fiecare vrea să câștige. Hai să vedem și acolo. Cât un șepte, dacă vor fi trebuie să numerem. Nu este ce așa. Nu, înseamnă că n-ați câștigat. Înseamnă că n-am câștigat. Nu, eu mă... A ce vrut? Cine nu... Cine nu vrea să câștige? La cine se duce? E greu de răspuns, cam 8 șepte, dar... Cei care organizează și îi câștigă milioane, dar aici dau, ia ca nimic. Dar am început așa nu de mult, parcă puțin și-am câștigat, dar încercam noroc mai departe. Poate. De ce ați decis să participați? Toată Moldova particip. Ați de ce vă играете тогда? С надеждой, надежда умирает последняя. И надежда, а вдруг? А зарплата, пенсии? Нет, ни зарплаты, ни пенсии, так, чем Бог помог. Cred și eu în norocul altor care au câștigat și sper și eu la un câștig cât de cât mai mare. Ce trebuie să găsiți acolo? Ca să vedem. Șepte. S-a dus. S-a dus. Ia câte lei. Așa, și ce înseamnă asta? Putem să citim, da? Cât ați câștigat? E că 20 de lei. Așa. Dar cât ați plătit pe bilet? 20 de lei. 20 de lei. Păi înseamnă că doar v-ați răscumpărat biletul. Da, dar m-am jucat. Asta e mai scump? Da. Este 30 lei. Ce trebuie să găsiți pe aceste bilete? E că aici spui că spui și ok, ești câștigi casă. E că aici zis ok, dar scari și încă unul aici. Și s-a dus, gata. Ați pierdut 30 de lei. Nu știu și. Ia copil la 100 lei, а вернули 70 лей. Это первый раз, когда? Нет, это я уже купил где-то на 7 тысяч, наверное. Am câștigat numai că nu sume foarte enorme. Cât ați câștigat? 260 de câteva ori și 20-40. А вы знаете, где уходят эти деньги, которые вы дали? Нет. Куда? А вам не интересно, когда покупаете? Ну, тут написано государственная лотерея, наверное, государство уходит. Dar cunoașteți unde se duc banii pe care achitați pe bilete? Nu prea. Nu vă este interesant? Nu, absolut. Două ori am un câștig de 20 lei și unul de 30 lei. Acesta este a doilea de 30 lei. Deja ies cu 80 lei în câștigă. Dar de ce ați decis să jucați? Azart. Azartul omenesc, pur și simplu. Până nu încerci, nu știi cât norocos ești. O întrebare referitor la loterie, la bilete. Dacă sunt mulți cei care joacă și cumpără bilete? Sunt mulți, da. Și aproximativ așa zilnic, câte persoane vin să cumpere bilete? Nu i-am numărat, doamnă. Dar sunt dintre cei care ați văzut că au câștigat bani? Am văzut oameni care pierd bani, dacă se câștige mai mult.
Jocul Loteria Națională este implementat în Republica Moldova de firma privată NGM Company, care a fost fondată la Chișinău în luna aprilie 2018, de către o altă companie, NGM SPC Limited, deschisă cu 2 luni mai devreme în Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite, unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale sau jurisdicții care protejează secretul fiscal. Conform informațiilor de pe site-ul Dubai International Financial Center, compania înregistrată în Dubai are 2 fondatori, National Lottery AD și New Game AD, companii din Bulgaria, care gestionează Loteria Națională Bulgară și alte jocuri de noroc din Bulgaria, una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. Ambele companii se află în portofoliul afaceristului bulgar Vasili Boșcov, considerat unul dintre cei mai bogați cetățeni ai Bulgariei. Poreclit Craniul sau regele jocurilor de noroc, Boșcov gestionează afaceri în domeniul hotelier, al construcțiilor, turismului, jocurilor de noroc, asigurărilor sau magazinelor duty-free. A fost patronul clubului de fotbal CSKA Sofia, iar recent presa bulgară a anunțat că este pe punctul de a o prelua pe Levski Sofia, una dintre cele mai populare echipe de fotbal din țara sa. Adesea, numele lui Boșcov a fost asociat de presă cu mafia bulgară, acesta fiind considerat cel mai de temut om din Bulgaria. Companiile bulgare asociate la Dubai au obținut dreptul de a gestiona pariurile și loteriile de pe teritoriul Republicii Moldova după ce au câștigat un concurs anunțat de Agenția Proprietății Publice. În Republica Moldova, compania NGM Company, care gestionează pariurile și jocurile de loterie, este administrată de un cetățean bulgar, Plamen Milanov Stefanov. Acesta însă locuiește de aproape 20 de ani în Republica Moldova, fiind căsătorit de 10 ani cu o cetățeancă a Republicii Moldova. În toată această perioadă, el a dezvoltat mai multe afaceri în domeniul medical, fiind administrator la 7 companii și fondator sau cofondator la alte 4 firme. Unele dintre acestea au câștigat, în ultimii ani, milioane de lei din contracte cu statul. Plamen Milanov Stefanov este judecat în Republica Moldova împreună cu o cetățeancă a Federației Ruse în baza articolului 361 din Codul Penal, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false. Conform sentinței primei instanțe, acesta a fost învinuit de procurori că ar fi semnat o procură din numele altei persoane. El a pledat nevinovat, precizând în cadrul procesului că procura respectivă a fost eliberată cu scopul facilitării activității economice și acest fapt nu a cauzat daune drepturilor și intereselor persoanei sau firmei. În ianuarie 2018, instanța i-a achitat pe ambii inculpați, dosarul fiind acum la Curtea de Apel Chișinău. Următoarea ședință este programată în luna martie. Una dintre companiile administrate de Plamen Milanov are adresa juridică într-o clădire care aparține lui Vladimir Andronachi, deputat al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc, televiziunea căruia găzduiește Show-ul TV. Realizăm un reportaj referitor la Loteria Națională. Da. Și vreau să vă întrebăm dacă sunt mulți participanți, sunt câștigători, cât de des vin, câte câștiguri sunt. Ok, așa, deja persoanele, o să telefonați la colegi, deja persoana responsabilă o să prespună numărul directorului nostru general care să răspundă la toate întrebările. Reprezentanții Loteriei Naționale a Moldovei au refuzat să ofere un interviu video despre jocul privind loteriile și pariurile, dar și condițiile în care emisiunea a ajuns să fie organizată de Prime TV. Anterior, la telefon, Nicolae Sandu, directorul național al loteriei, menționa că decizia a aparținut în exclusivitate partenerului privat. Compania decide, asta e prevăzut în contract, noi nu intervenim în acest proces pentru că ei au făcut un studiu, au analizat, au considerat și au lansat emisiunea. A evitat o întâlnire cu noi și administratorul firmei NGM Company, Plamen Milanov. Acesta ne-a răspuns în scris la mai multe întrebări. Televiziunea Prime TV a fost aleasă în baza celui mai important criteriu pentru producătorii de emisiuni, popularitatea sa. Cât despre dosarul penal, acesta a precizat că este convins că va fi achitat și de celelalte instanțe. Acest dosar a fost fabricat de fostul meu partener de afaceri, care a dorit să ia partea mea de business. Dacă veți citi materialele dosarului, sigur o să înțelegeți că un dosar penal nici nu există. Am aici 700 de bilete la loterie pe care am cheltuit, le-am adunat timp de 2 luni, dar am cheltuit undeva la 14.000 de lei. 14.000 de lei. Nu e o glumă,
vă arăt. Un premiu mai mare de 200 de lei nu l-am câștigat, dintre care obșei dintre 700 de bilete am câștigat 2 de 200. Și deja 20, 40, 60. Și asta e tot. Pe rețelele sociale, mai mulți participanți la Loteria Națională s-au arătat nemulțumiți de faptul că, deși au investit mii de lei în bilete, nu au câștigat sumele visate. Deși la televiziunile care promovează show-ul sunt prezentate, aproape zilnic, câștiguri impresionante, ceea ce nu spun organizatorii loteriei este că, de pe urma vânzării biletelor, pe lângă partenerul privat și statul, își pune speranțe că va obține milioane de euro. Conform regulamentului aprobat de Agenția Servicii Publice, fondul de câștiguri în cazul tuturor tipurilor de loterii este de cel puțin 50% din valoarea totală a biletelor vândute. În unele jocuri însă, fondul de câștiguri este stabilit în baza numărului de bilete tipărite. Condițiile anunțate anterior de Agenția Proprietății Publice presupun că 75% din veniturile din sectorul loteriilor și 90% din veniturile înregistrate la pariuri ar urma să revină în bugetul Loteriei Naționale a Moldovei. În urma acestui parteneriat public-privat, în bugetul de stat ar urma să ajungă anual, sub formă de dividende, 9,5 milioane de euro.